Binecuvântat să fie Domnul cel care este nemărginit de mare, așa cum scrie la începutul psalmului 104. Dar în schimb noi suntem mărginiți. Tocmai de aceea am ales să studiem câteva limite ale ființei noastre, ale vieții acesteia. Astăzi, limitele vieții fizice. Viața omului are limite de spațiu. Nu putem fi oriunde și oricând. Nu ne putem întinde cât atât cât ne ajung degetele și nu putem păși mai mult decât ne permite compasul trupului nostru. Limite de timp. Avem măsurați ani rânduiți de Dumnezeu. Limite în capacitatea intelectuală. Nu putem memora un text dintr-o simplă survolare. Nu putem ține minte tot ce am învățat. Limite în puterea fizică. Nu putem lua în brațe, nu putem ridica decât atât cât putem. Și lista ar putea să continue. Se observă că pe măsură ce oamenii au înaintat în starea de păcătoșenie, Dumnezeu a redus limitele. Dacă ne gândim numai la reducerea limitei de vârstă, de la aproape 1000 de ani, la în jur de 100 de ani sau chiar mai puțin, este scris în Cartea Genesei, la capitolul 6, citesc de la versetul 3, atunci Domnul a zis: Duhul meu nu va rămâne apururea în om, că și omul nu este decât carne păcătoasă. Totuși zilele lui vor fi de 120 de ani. Urașii erau pe pământ în vremurile acelea și chiar după ce s-au împreunat Fiul lui Dumnezeu cu fetele oamenilor și le-au născut ele copii, aceștia erau viteji care au fost în vechime oameni cu nume, dar și aceștia au avut limitele lor. Dumnezeu a pus limite, dar în aceste limite noi putem să îl cunoaștem, așa cum spune Apostolul Pavel celor din Atena. Citesc din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 17, de la versetul 26. El, adică Dumnezeu, a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinții lor, ca ei să caute pe Dumnezeu și să silească să-L găsească bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. Deci Dumnezeu este pe aproape, că altfel n-am ajunge noi departe, că suntem limitați. În aceste limite, omul are posibilitatea să valorifice în mod înțelept ceea ce este dat, permis, posibil, sau să irosească ceea ce are la un moment dat. Să evităm extremele. Unii vor să forțeze limitele vieții fizice, prin muncă excesivă, prin sporturi de performanță sau mai nou prin inteligența artificială, alții se duc în partea cealaltă și nu vor să folosească ceea ce pot să folosească, nici măcar mâinile, ca leneșul, trăind o viață parazitară. Așadar să fim înțelepți, ca nu cumva să trăim degeaba și nici să nu încercăm să facem ceea ce nu se poate. Cum spunea Solomon în Cartea Eclesiastă, în capitolul 7, nu fi prea neprihănit și nu te arăta prea înțelept pentru ce te pierzi singur. Adică nu crede că nu e nimeni ca tine. Dar nu fi nici peste măsură de rău și nu fi fără minte pentru ce vrei să mori înainte de vreme. Vreau să observăm într-o primă parte a lecției noastre mai pe larg câteva din limitele vieții fizice, apoi să luăm câteva exemple, pentru că în final să putem trage niște concluzii întemeiate. În primul rând, ceea ce este ușor de observat, există o limită de timp exprimată în durata vieții, care se poate întinde de la puține zile până la cele mai multe zile din cei ce au fost pe pământ, Metusala le-a atins, 969 de ani. În Cartea Genesa, la capitolul 5, este scris pe rând despre urmașii lui Adam. Cum știți, el a trăit, potrivit versetului 5, 930 de ani. Următorul, Set, 912 ani. Următorul a trăit mai puțin, 905 ani,
și lista continuă. Acest Metusala este prezentat la versetul 27. Toate zilele Metusala au fost de 969 de ani. Apoi a murit. Iată limitele. Citim tot din Genesa despre Sara, în capitolul 23, versetul 1. Vreau să luăm exprimarea de aici. Viața Sarei a fost de 127 de ani. Aceștia sunt anii vieții Sarei. Avram, cum știți, a trăit mai mult, 175 de ani. Moise spunea, asta ceva mai târziu, în vremea sa, citim din Psalmul 90, ceea ce este valabil în linii mari și în vremea noastră, versetul 10, anii vieții noastre se ridică la 70 de ani, iar pentru cei mai tari la 80 de ani. Până acolo se ridică și nu se pot ridica decât cu mici excepții mai sus. În Isaia, în capitolul 38, este scris de la versetul 9 despre regele Ezechia, că la vârsta de 39 de ani era să își încheie activitatea nu doar de rege, ci viața pe pământ. El a compus cântarea aceasta, cu prilejul bolii și însănătoșirii lui. Ziceam în cei mai buni ani ai vieții mele, trebuie să mă duc la porții locuinței morților, sunt pedepsit cu pierderea celor ani mei care mai rămân. Ziceam, și îți povestește el experiența aceea. Și Dumnezeu s-a îndurat de el și i-a mai dat, cum știți, 15 ani, ceea ce a însemnat în total 54. Iată cât de clar este că Dumnezeu pune limite vârstei noastre, vieții noastre. A mai mult scrie în aceeași carte Isaia, la capitolul 65, versetul 20, de copii cu zile puține sau de bătrâni care nu-și împlinesc zilele. Oamenii care, spunem noi, mor prematur, zicem, ar mai fi putut să trăiască. Deci iată limita, așa cum este scris pe pietrele funerare. De atunci și până atunci. Cum spunea cineva, viața este liniuța dintre acei doi ani al nașterii și al morții. O altă limitare, puterea fizică specifică bărbatului și respectiv femeii, specifică vârstei, specifică stări de sănătate la un moment dat, odihnei sau oboselii, toate acestea ne marchează. Când Adam și Eva au fost expulzați din grădină, spune Scriptura în Cartea Genesa, la capitolul 3, Dumnezeu a făcut câteva precizări despre limitările acestea. Ce privește puterea fizică, a spus femeii, voi mări suferința și însărcinarea ta. A spus bărbatului, cu multă trudă să scoți hrana din pământ în toate zilele vieții tale, în sudoarea feței să-ți mănânci pâinea. Transpirația este o dovadă a limitării, truda, de asemenea, oboseală. Căci țărână ești și în țărână te vei întoarce. Citim în aceeași carte a Genesei, în capitolul 18, de la versetul 12, unde Sara spunea despre ea și soțul ei, am îmbătrânit, să mai am pofte. Domnul meu, bărbatul, de asemenea, este bătrân. Iată cum toate se scurg. Despre nepotul lui, Iacov, cel plin de vlagă, care muncea și ziua și rezista și noaptea, scrie la capitolul 48,
Versetul 2. Au dat de știre lui Iacov și i-au spus, iată că fiul tău Iosif vine la tine. Și Israel și-a adunat puterile și s-a așezat pe pat. Deci s-a silit să se ridice în șezut, cred. Și scrie în capitolul 49, tot despre el, de la versetul 29, cum a zis fiilor săi, eu am să fie adăugat la poporul meu. Păi versetul 33, când a ispravit Iacov, a dat porunci fiilor săi și a tras picioarele în pat și a dat duhul și a fost adăugat la poporul său. Atât i-a fost dat. Vorba lui, n-a mai trăit cât părinții săi. Tatăl său a trăit 185 de ani. Citim și despre regele David, viteazul de pe stânci, viteazul din războaie. A îmbătrânit și el și în 1 împărați la capitolul 1. Versetul 1 este scris, împăratul David era bătrân, mai dat în vârstă, l-acopereau cu haine și nu se putea încălzi. Da, asta e bătrânețea. Sau scrie în aceeași carte despre prorocul Ahia, în capitolul 14, versetul 4. Ahia nu mai putea să vadă, căci ochii se întunecaseră de bătrânețe. Să ne amintim că și patriarhul Isaac a fost multă vreme orb. Sau scrie în Psalmul 71. Sunt realități pe care noi le știm, dar eu aș vrea să vă îndemn, citiți Biblia, că în Biblie le scrie despre toate lucrurile, despre toate nevoile, despre toate problemele. Citiți de la versetul 5, căci tu ești nădejdea mea, Doamne Dumnezeu, în tine mă încred, în tinerețea mea, pe tine mă sprijinesc din pântecele mamei mele, tu ești binefăcătorul meu încă din pântecele mamei, pe tine te laud fără încetare. Versetul 9, nu mă lepăda la vremea bătrâneții, când mi se duc puterile, nu mă părăsi. Sau citim, întorcând pagina, în Psalmul 73, de la versetul 4, de unii care par puternici, cum spunea cineva, că era de esență tare. Într-adevăr, nimeni nu-i tulbură până la moarte, da, îi tulbură moarte. Și trupul este încărcat de grăsime, da, îl mănâncă vierme. N-au parte suferințe omenești și nu sunt loviți ca ceilalți oameni, până într-o zi, că limitele se impun, se arată, cu sau fără preaviz. Spune Solomon în cartea Eclesiastul, în capitolul 11, de la versetul 9, adresându-se celor ce se cred uneori fără limite și plin de vlagă, bucură-te tineri, tinerețea ta, dar spune în versetul următor, căci tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare. Iar în capitolul următor, 12, este o descriere cu stil, cum numai Solomon putea să spună. A zis el că vin zilele cele rele, se apropie ani când omul nu mai găsește nicio plăcere în ei. Se întunecă soarele, lumina, luna, stelele, se întorn orindată după ploaie, încep să tremure paznice case, mâinile, să se încovoaie cele tari, picioarele. Se oprește cei ce macină dinți, că s-au împuținat. Se întunecă cei ce se uită pe ferestre ochii, se închid cele două uși spre uliță, buzele. Uruitul morii slăbește, te scolă și lipite unei păsări. Glasul tuturor cântăreților se aude înăbușit, te tem de orice înălțime și te sperii pe drum, până nu înflorește migdalul cu perial și de-abia se târăște lăcusta, până nu strec poftele, căci omul merge spre casa lui cea veșnică și bocitorii cu treile ulițele, până nu se rupe funea de argint, până nu se sparmă vasul de aur, până nu se sparge găleata la izvor, până nu se strică roata de la fântână și ultimul până la, până nu se întoarce țărâna în pământ cum a fost și Duhul la Dumnezeu care l-a dat. Că aici este limita. Cum spune versul, numai ieri trecea pe stradă, erai tânăr și frumos, ca un arbore cu ramuri, ca un falnic iparos, întăcând-te vânturi aspre și a timpului tărie,
și-au lăsat pe chip amprenta și culoare argintie. Desfăceai cu dinții sticla cine ai fost o altă dată și acum abia mai mesteci cu dantura reparată. Când dădeai cu pumnul în masă, toți din jur luau măsură, acum și furculița tremurând o duși la gură. Era tânără, frumoasă, zbura ca o rândunică. Și acum, când bași de seamă, vezi o beată bătrânică, ți-e și frică și rușine că să-i spui că e moș sau babă. Însă bătrânețea vine, vrei, nu vrei, ea nu te întreabă. E limitare. O altă limitare, capacitatea intelectuală în funcție de înzestrarea nativă, de educație, de vârstă, cu mici diferențe de la o persoană la alta. Nu putem să facem școală și la 70 de ani, ca la 7 ani. Dar mulțumim Domnului de ceea ce ne este dat în aceste limite. În cartea Exodul, la capitolul 31, este scris despre cei rânduiți să confecționeze cortul și obiectele din el. Domnul a vorbit lui Moise, a zis, să știi că am ales pe Bețaliel, fiul lui Uri, fiul lui Hur, din seminția lui Iuda, l-am umplut cu Duhul lui Dumnezeu, am dat un duc de înțelepciune, pricepere și știință pentru tot felul de lucrări. I-am dat putere să născocească tot felul de lucrări meșteșujite, să lucreze în aur, în argint și în aramă, să sape în pietre, să le lege, să lucreze în lemn, să facă tot felul de lucrări. Și iată că i-am dat ca ajutor pe Oholia, fiul lui Ahisamac, din seminția lui Dan. Am dat pricepere, mintea tuturor celor ce sunt iscusiți ca să facă tot ce ți-am poruncit, cortul întâlnirii, chivotul mărturiei, capacul sfârșirii care va fi deasupra și toate uneltele cortului. Să fim mulțumitori că Dumnezeu ne-a înzestrat cu capacități în aceste limite. Ne-a dat mai mult decât dobitoacelor. Ne-a creat după chipul său și aceste limitări sunt o mare binecuvântare. În cartea 1 a Cronicilor, în capitolul 27, versetul 32, este amintit despre Ionatan, unchiul lui David, era sfetnic, om cu minte și învățat. Adică Dumnezeu ne-a dat mintea, partea fizică. Și noi putem să învățăm, dar și acesta este un har de la Dumnezeu, o favoare. Și cea mai mare favoare se putem învăța în ceea ce privește lucrurile sfinte. Solomon spunea și el în cartea Proverbele, la capitolul 12, versetul 8, un om este prețuit după măsura priceperii lui, dar este o măsură. Dar cel cu inima stricată este disprețuit. În Isaia, capitolul 29, citim de la versetul 11 despre cei ce nu pot să priceapă tainele lui Dumnezeu, că sunt pecetluite. Sau unii știu să citească, dar nu ce trebuie. Alții nici măcar nu știu să citească. Așadar, din ceea ce putem să beneficiem, să folosim, în primul rând, pentru ceea ce are valoare. Că vorba lui Solomon din Eclesiastul 12, poți să faci o mulțime de cărți, nu-i sprăbești, obosești, că ai limite și unde ajungi? Unde s-a ajuns cu toată filosofia vremii de până aici? Ce a câștigat Mircea Eliade al nostru sau Eminescu, oameni genii, dacă sfârșitul lor n-a fost bun, n-a fost unul evlavios? Ce folos? Ce au câștigat cei ce au fost foarte întreprinzători ca și bogați? Au avut succes în afaceri, dar n-au cumpărat ceea ce nu se poate pierde. Au gonisit ceea ce nu se poate păstra. Chiar dacă sunt diferențe de la o persoană la alta, cum de exemplu citim despre Moise în cartea Deuteronom, capitolul 34, versetul 7, că la 120 de ani vederea nu-i slăbise și puterea nu-i trecuse. La fel a fost, sau cel puțin în parte, și Caleb.
Dar unii îmbătrânesc chiar înainte de vreme. Mie de regulă îmi dau oamenii cu 10 ani mai mult când se uită la mine așa, începând cu părul alb. Dar mulțumesc Domnului pentru cât mi-a dat. Scrie în Psalmul 71, de la versetul 15. Gura mea va vesti dreptatea și mântuirea ta, căci nu-i cunosc marginile. Versetul 17. Dumnezeule, tu m-ai învățat în tinerețe și până acum eu vestesc minunile tale. Nu mă părăsi, Dumnezeule, chiar la bătrânețe cărunte, ca să vestesc tăria ta neamului de acum și puterea ta neamului de oameni care va veni. Da. Sau putem să-l amintim pe Pavel, care spunea în 1 Corinteni 13 cu 13, când eram copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut om mare, am lepădat ceea ce... 13 cu 11, da. Am lepădat ceea ce era copilăresc. Deci, aceste limite, aceste capacități diferă în funcție de mai multe. Întoarcem pagina, citim și în 14 cu 20, unde scrie că la minte ar trebui să fim oameni mari, dar la răutate să fim prunci. Nu mai insist, pentru că sunt lucruri foarte clare. Aș vrea să punctăm mai degrabă două principii legate de limitele vieții fizice. Există limite pe care le-a fixat Dumnezeu și omul nu le poate trece. Și un al doilea principiu, că omul poate opera în limitele rânduite de Dumnezeu, iar în anumite situații poate obține de la Dumnezeu modificări limitate. Da, mai întâi vorbim despre limitele care sunt fixe. Mai multe versete din cartea Iov, capitolul 9, mai întâi versetul 19. Să alerg la putere? El este atotputernic. La dreptate? Cine mă va apăra? Capitolul 12, de la versetul 13. La Dumnezeu este înțelepciunea și puterea, sfatul și priceperea sunt ale Lui. Ce dărâmă El, nu va fi zidit din nou. Pe cine îl închide El, nimeni nu-l va scăpa. El dă, oprește apele și totul se usucă. El dă drumul și pustiesc pământul. El are puterea și înțelepciunea, stăpânește pe cel ce rătăcește sau rătăcește pe alții. El are pe sfetnici și îl turbură mintea judecătorilor. El dezleagă legătura împăraților, el le pune o frânghie în jurul coapselor. El are pe preoți, el răstoarnă pe cei puternici, el taie vorba celor meșteri la vorbă. El ia mintea celor bătrâni, el varsă disprețul asupra celor mari, el dezleagă brâul celor tari, el descoperă ce este ascuns în întuneric, el duce la lumină umbra morții, el face pe neamuri să crească și el le nimicește, el le întinde până departe și le aduce înapoi la hotarele lor. El amintea căpetenilor poporului, el face să rătăcească prin pustiuri fără drum, el îi face să se clatine ca niște oameni beți. El, el și iarăși el. Așa cum chiar el a vorbit atunci când s-a prezentat și le-a spus cine a făcut asta, cine a așezat stelele. Și ne dăm seama că Dumnezeu este cel ce stabilește, cel ce lucrează și nimeni nu-i se poate împotrivi. Spune tot aici, în capitolul 13, de la versetul 27, pentru ce să îmi pui picioarele în butuci și împândești toate mișcările? Să pui hotar pașilor mei când trupul meu cade în putrezire ca o haină mâncată de moli. Sau în 14 cu 5, dacă zilele omului sunt hotărâte, dacă i-ai numărat lunile, dacă i-ai însemnat hotarul, pe care nu-l va putea trece. Da. Citim și 19 cu 8, partea 1 a versetului. Mi-a tăiat orice ieșire și nu pot trece. Deci iată cum Dumnezeu
pune limite. Cum spunea și Moise în cântarea din Psalmul 90, versetul 3, tu zici, întoarceți-vă fii oamenilor. Și oamenii sunt nevoiți să execute. Îi spunea Daniel lui Nebucadnețar în capitolul 4 că Dumnezeu este cel ce hotărăște în cer. Și Nebucadnețar a învățat lecția. Dar urmașul său, Belșațar, n-a învățat-o. Și Daniel îi amintește aceasta, citesc din capitolul 5, de la versetul 20 și... De aceea a trimis el acest cap de mână care a scris scrierea aceasta. Iată, însă scrierea care a fost scrisă numărat, cântărit și împărțit. Iată tălcuirea acestor cuvinte, numărat înseamnă că Dumnezeu ți-a numărat zile domnii și a pus capăt. Cântărit înseamnă că a fost cântărit în cumpănă și a fost găsit ușor. Împărțit înseamnă că împărăția ta va fi împărțită și dată mezilor și perșilor. De ce toate acestea? Pentru că scrie aici în versetul 22, dar tu, Belșațar, fiului, nu ți-ai smerit inima, măcar că ești știut toate aceste lucruri. Și versetul 23, partea finală, n-ai slăvit pe Dumnezeu mâna care este suflarea ta și toate căile tale. Dar, de regulă, pe noi ne-ar interesa ce putem să forțăm să se extinde aceste limite. În primul rând, este foarte important să știm că Dumnezeu ne le-a dat și să ne bucurăm în limitele date. Cum zice psalmistul în capitolul 5, eu prin îndurarea ta pot să intru în casa ta să mă închin cu frică în templul tău cel sfânt. Da? Mulțumim Domnului de ceea ce este, nu de ceea ce nu este. Să nu dorim palatul în timp ce nu ne bucurăm de casa în care stăm. Să nu dorim 100 de ani și nu ne bucurăm în cei 50 ce avem. Să lăudăm pe Domnul pentru ceea ce ne-a dat. Dar iată și posibile situații în care Dumnezeu se lasă înduplecat, în mod limitat. În cartea 1 Regi, la capitolul 13, este scris că a mers un proroc din Iuda la Betel și pentru că împăratul în nebunia lui a vrut să-l aresteze pe proroc, i s-a uscat mâna. Și spune Scriptura că el a rugat pe omul lui Dumnezeu să își poată trage mâna înapoi. Versetul 6. Omul lui Dumnezeu s-a rugat Domnului și împăratul a putut să-și tragă mâna înapoi, care s-a făcut sănătoasă ca mai înainte. Putea Dumnezeu să-l lase cu mâna uscată. Da. S-a îndurat. Citim și în cartea Iov, capitolul 33, despre mai multe astfel de posibilități, prin care Dumnezeu se lasă înduplecat și o anumită barieră care o pune, sau o anumită graniță, o împinge mai departe, sau ușurează o anumită situație. 33 cu versetul 14. Dumnezeu vorbește însă când într-un fel, când într-altul, dar omul nu ia seama. El vorbește prin visuri și prin vedenii de noapte, când oamenii sunt cufundați într-un somn adânc, când dorm în patul lor. Atunci le dă înștiințări și le întipărește învățăturile lui ca să abată pe om de la rău și să-l ferească de mândrie, să păzească sufletul de groapă și viața de loviturile săbii. Și prin durere este mustrat omul în culcușul lui când o luptă necurmată îi frământă oasele. Atunci este greață de pâine, chiar și de bucatele cele mai alese. Carnea se prăpădește și piere, oasele care nu-i se vedeau rămân goale, sufletul se apropie de groapă și viața de vestitorii morți. Dar dacă se găsește un înger mijlocitor pentru el, aici este posibilitatea de prelungire, harul de extinde limita. Unul din miile acelea care vestesc omului calea pe care trebuie să o urmeze, Dumnezeu se îndură de el și zice îngerului, izbăvește-l ca să nu se pogoare în groapă. Am găsit un preț de răscumpărare pentru el și atunci carnea lui se face mai fragedă ca în copilărie, se întoarce la zile tinereții lui, se roagă lui Dumnezeu și Dumnezeu este binevoitor, îl lasă să-i vadă fața cu bucurie și îi dă înapoi nevinovăția. Versetul 28. Dumnezeu mi-a izbăvit sufletul ca să nu intre în groapă, spune în urma acel om. Și viața mea vede lumina. Iată, acestea le face Dumnezeu de două ori,
de 3 ori omului, ca să ridice din groapă și să-l lumineze cu lumina celor vii. Avem cazul lui Ezechia, asupra căruia nu mai revin, este arhicunoscut. Avem principiul enunțat de Daniel în capitolul 4, versetul 27, când îi spune lui Nebucadnețar, asupra căruia se rostise o sentință, că la Dumnezeu se permit anumite derogări. De aceea, împărate, placă-ți sfatul meu, pune capăt păcatelor tale și trăiește în neprihănire, rupe-o cu nelegirile tale și ai milă cei nenorociți și poate ci se va prelungi fericirea. Poate dă Domnul o dispensă pentru tine. N-a înțeles. Și s-a aplecat cele stabilite de Dumnezeu. Dar ninivenii s-au pocăit. Deși mai aveau de trăit numai 40 de ani, a fost o limită ce cu siguranță n-ar fi putut trece de ea. Dar prin starea lor de pocăință, pocăință profundă, s-a modificat orarul spiritual și toate aspectele vieții lor, alte fapte. Ei au mers pe ideea asta, versetul 9 din Iona 3. Cine știe dacă nu se va îndura Dumnezeu, se va căi și dacă nu-și va opri mânia lui oprinsă ca să nu pierim. Dumnezeu a văzut ce făceau ei, versetul 10, și că se întorceau de la calea lor cearea, atunci Dumnezeu s-a căit de rău pe care se hotărăse să le-l facă și nu l-a făcut. Deci iată o prelungire a vieții lor. Dar mai târziu aflăm din alt proroc că cetatea a fost pedepsită, e vorba de alți oameni, altă generație. Dumnezeu însă aici este clar că le-a fost binevoitor. Așadar, să ne bucurăm de limitele care Dumnezeu ne le-a dat, să încercăm bunăvoința Domnului anumite situații speciale, dar să știm că El rămâne stăpân. Iată câteva exemple biblice. Mai întâi, două negative, apoi două pozitive. Solomon, regele înțelept care a testat unele limite și a atins limite care nu oricine le-a mai atins. Iar în înțelepciune, nimeni n-a mai atins limita lui. Dar totuși, nu a atins o limită promisă de Dumnezeu, căci era condiționat. În cartea 1 Împărați, la capitolul 3, scrie de la versetul 5, că Dumnezeu l-a întrebat, cere ce vrei să-ți dau. El a cerut înțelepciune, foarte motivat să facă dreptate, și scrie de la versetul 10, cere aceasta lui Solomon, a plăcut Domnul. Și Dumnezeu i-a promis, pe lângă înțelepciune, următoarele. Citesc de la versetul 12. Voi face după cuvântul tău, îți voi da o inimă înțeleaptă și pricepută, așa cum n-a fost nimeni înaintea ta și nu se va scula nimeni niciodată ca tine. Mai mult, îți voi da și ce n-ai cerut, bogății și slavă, așa încât în tot timpul vieții tale nu va fi niciun împărat ca tine. Și, aici este condiția, și dacă vei umbla în căile mele păzind legile și poruncile mele, cum a făcut David, tatăl tău, îți voi lungi zilele. Dar, după cum știm, a ajuns rege tânăr, n-a domnit decât 40 de ani, este cert că nu a atins vârsta tatălui său, sau mai mult, cum și în vremea aceea, au fost alții mai bătrâni. În Eclesiastul capitolul 2, el descrie câte au fost date de Dumnezeu, ce a reușit, în mod deosebit în plan economic, dar și mult divertisment, pofte, așa încât scrie în versetul 10, tot ce mi-au poftit ochii le-am dat. Nu mi-am opit inima de la nicio veselie, ci am lăsat-o să se bucure toată truda mea și aceasta mi-a fost partea din toată osteniala mea. A vrut să vadă dacă mai încolo e mai dulce. Și n-a fost mai dulce. Și-a dat seama că oriunde pășești, dacă nu pășești cu Dumnezeu, atmosfera și aerul nu aduc împlinire și fericire. De aceea scrie în finalul acestui
capitol, versul 25, cine în adevăr poate să mănânce să se bucure fără el? Că cel dă omului plăcut lui înțelepciune, știință și bucurie, dar celui păcătos îi dă grijă să strângă, să adune, ca să dea celui plăcut lui Dumnezeu, și aceasta este deșertăciune și goană după vânt. Să luăm de la Solomon numai ce-i de luat, că sunt lucruri de lepădat. De aceea l-am trecut la exemple negative. Un al doilea exemplu negativ, bogatul nebun, așa l-a numit Dumnezeu. Omul care n-a cunoscut limitele vieții. Scrie despre el în Luca la capitolul 12, de la versetul 16, într-o pildă al Domnului Iisus Hristos, țarene un om bogat rodise mult și el se gândea în sine și zicea, ce voi face, fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng rodurile. Iată, a zis el, ce voi face, voi strica grânarele și voi zidi altele mai mari, acolo voi strânge toate rodurile și toate bunătățile mele. Și voi zice sufletul meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, oare cât s-o fi gândit că vor fi? Odihnește-te, mănâncă, bea și veselește. Cât să mănânci? E o limită. Cât să te odihnești? Că să te saturi și de somn, e o limită. Cât să bei? E o limită. Dar Dumnezeu azi nebunului chiar în noaptea aceasta se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit ale cui vor fi. Tot așa este și cu cel ce adună comor pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. A vrut să extindă limitele. Avuții, fericirii, plăcerilor. Asta este tendința în general a umanității. Dar Dumnezeu i-a limitat zilele și toate celelalte au rămas, vorba lui Solomon, cine știe, la un om înțelept sau nebun. Să trecem acum la două exemple pozitive. O femeie și un bărbat. Că, mulțumim Domnului, avem exemple bune și de bărbat și de femei în Biblie și în viața de zi cu zi. Naomi. Am numit o femeie care a acceptat curgerea clepsidrei vieții ei și a familiei ei. Citim despre ea în cartea ce poartă numele nurorii ei. Rut, capitolul 1, de la versetul 8. Naomi a zis atunci celor două nurori ale ei, duceți-vă și întoarceți-vă fiecare la casa mamei ei. Domnul să se îndure de voi, cum v-ați îndurat și voi de cei ce au murit și de mine. Versetul 11. Întoarceți-vă, fiicele mele, pentru ce să veniți voi cu mine, mame, oare fi în pântecele meu ca să poată fi bărbații voștri? Întoarceți-vă, fiicele mele, și duceți-vă, eu sunt prea bătrână ca să mă mărit din nou. Și chiar dacă aș zice că trag în deje, chiar dacă în noaptea aceasta aș fi cu un bărbat și aș naște fii, ați mai aștepta voi până se facă mari și ați vrea voi să nu vă măritați din pricina lor? Deci iată ce bine înțelegea cum curge viața, că nu te poți juca cu ani, nu poți să crească oamenii dintr-o dată și după ce au îmbătrânit nu mai poți să întinerească. Scrie apoi în 2:20, Naomi a zis nurorii sale, să fie binecuvântat de Domnul, se referea la Boaz. Domnul este plin de îndurare pentru cei vii, cum a fost pentru cei ce au murit. Era mulțumitoare de ceea ce s-a întâmplat, cunoscând că asta e viața și Dumnezeu le are în vedere. Unii trăiesc mai mult, alții mai puțin. Scrie și în capitolul 3, versetul 1, soacră sa Naomi a zis, fiica mea, aș vrea să-ți dau un loc de odihnă ca să fii fericită. Și a învățat-o cum să procedeze. Nora ei a ascultat. Și apoi mai citim în capitolul 4, de la versetul 15, despre nepoțelul ei. Copilul acesta îți va înviora sufletul și va fi sprijinul bătăneților tale, că și l-a născut norota care te iubește și care face pentru tine mai mult decât 7 fii. Naomi a luat copilul, l-a ținut în brațe și a văzut de el. Căci, vorba înțeleaptă spune, omul e slab de două ori, și când vine și când pleacă. Când suntem mici, nu ne descurcăm fără ajutor și adesea la bătrânețe este nevoie să fim îngrijiți. Acestea sunt limite
de care trebuie să ținem cont. Și ce binecuvântată e viața de familie rânduită de Dumnezeu, căci aici putem cel mai bine să îngrijim unii de alții. Să ne ajutăm unii pe alții. Ce trist când vremea noastră oamenii vor să renunțe la familia așa numită tradițională. E singura formă viabilă de viață în care limitele pot să fie suportate cu plăcere. Și dacă oamenii îl cunosc pe Dumnezeu în aceste limite, este tot ceea ce pot să fac. Un alt exemplu, un bărbat bătrân, Barzilai Galaditul, despre care citim în cartea a doua lui Samuel, capitolul 17. L-am numit bătrânul care se apropia liniștit și conștient, dar încă activ de limita cea din urmă a vieții fizice, moartea. Într-o discuție cu David, în 2 Samuel 17, de la versetul 27, citim mai întâi că atunci când David a ajuns la Mahanaim, Barzilai a fost între cei care au îngrijit de el. Și apoi în capitolul 19, de la versetul 31, la discuția la care mă refeream, Barzilai Galaditul s-a pogorât din Roghelim și a trecut Iordan împreună cu împăratul ca să-l petreacă până dincolo de Iordan. Barzilai era foarte bătrân, în vârstă de 80 de ani, îl îngrijise de împărat în tot timpul șederii lui la Mahanaim, căci era un om foarte bogat. Împăratul a zis lui Barzilai, vino cu mine și te voi hrăni la mine în Ierusalim. Dar Barzilai a răspuns împăratului, câți ani voi mai trăi ca să mă sui cu împăratul la Ierusalim? Eu sunt astăzi în vârstă de 80 de ani. Pot eu oare să mai cunosc ce este bun și ce este rău? Poate robul tău să mai aibă vreun gust despre ce se mănâncă și se bea? Pot eu să mă aud glasul cântăreților și cântăreților? Și pentru ce să mai fie robul tău o povară pentru domnul meu împăratul? Câtă înțelepciune în cuvintele lui! Spune aici, mai departe, în versetul 37, să se întoarcă robul tău și să mor în cetatea mea lângă mormântul tatălui meu și mamei mele. Și apoi îi spune despre Kimham, probabil a fost fiul lui. 39, după ce tot poporul a trecut Iordanul și după ce l-a trecut și împăratul, împăratul a sărutat pe Barzilai și l-a binecuvântat și Barzilai s-a întors acasă, cunoscându-și limitele. Închei cele scrise despre, cele spuse, scrise în schița aceasta, despre limitele vieții fizice cu două idei și tare m-aș bucura să le reținem ca două principii fundamentale pentru viața de aici. Prima, acceptăm limitele vieții din afara grădinii Edenului, suntem expulzați, în speranța primirii dreptului de a gusta din nou din ceva ce este în grădină, de data asta din pomul vieții, pentru a fi îndepărtate limitele neplăcute ale vieții. Aceasta trebuie să fie dorința oricărui om care înțelege rostul lucrurilor. Acceptăm limitele de aici, dar cu dorința de a ne întoarce în grădina Edenului, unde nu mai sunt aceste limite. Spunea David în Psalmul 39, când s-a întrebat, citesc de la versetul 4, Doamne, spune-mi care e sfârșitul vieții mele, ca să știu, care este măsura zilor mele, ca să știu cât de trecător sunt. Și-a aflat. Iată că zilele mele sunt cât un la de mână și viața mea este ca un nimic înaintea ta. Dar orice om este doar o suflare, oricât de bine s-ar ținea, dar umblă ca umbră, se frământă degeaba, strânge la comori și nu știe cineva. Acum, Doamne, ce mai pună nădăjdui eu? În tine îmi este nădejdea. Și nădejdea aceasta este pentru viața viitoare. Dar afirm într-o a doua idee ceea ce este foarte important. Înțelegerea rostului vieții fizice cu limitele ei. Care e rostul vieții acesteia? Că nu-i destul să dorim să ieșim din limite, să ne întoarcem grădinea de unde trebuie să înțelegem drumul pe care ne putem întoarce.
că pe unde a vrut Adam și Eva a fost pus un herovim cu o sabie văpăiată și nu se puteau întoarce. Este o altă cale. Mântuirea, rostul vieții în aceste limite este să primim și să ducem până la capăt mântuirea. Numai până la limita rânduită, atât. Dacă am ajuns la limită cu harul mântuirii, cu hainele curate pe care le-am primit, e tot ce se putea obține în aceste limite. Îmi vine în minte cazul unui adolescent spre tinerețe. A avut o boală, ceva de distrofie musculară, nu se putea deplasa, limitele lui erau foarte restrânse. Dar intelectual era dezvoltat. Și Dumnezeu a dat harul să creadă. Am participat la botezul lui, într-o familie cu mai mulți copii. Au avut o masă împreună, o bucurie că încă un suflet l-a primit pe Domnul și este bucurie și în cer. Câteva ore mai târziu, fără să fie ceva sesizat de medici sau de ei, a încetat din viață. Dar ce har, că în acele limitări el și-a înțeles menirea. Alții trăiesc 100 de ani, alții au trăit sute de ani și n-au înțeles ceea ce trebuiau să facă. Îmi vine în minte cazul unui arhitect de la Paris, un francez, a fost în casa lui, o bibliotecă imensă, realizări, soția lui. Aveau aproape 100 de ani, dar credință n-aveau, nicio speranță. Tot ceea ce puteau privi era încă în jur, când le mai permiteau limitele, aveau casă de vacanță la malul Mediteranei, sau să privească în urmă, dar în față, în viitor, totul sumbru, niciun orizont. Spunea psalmistul Asaf în 73 că s-a uitat și el în jur și a văzut oameni care o duc bine. La un moment dat a sesizat limitele. Și spune el în versetul 19, sunt nimiciți într-o clipă, sunt pierduți, prăpătiți pentru un sfârșit năprasnic. Le lepesc chipul Doamne. Dar dintr-o dată a văzut că el are ceva dincolo de aceste limite. Citesc de la versetul 23, însă eu sunt totdeauna cu tine, tu m-ai apucat de mâna dreaptă, mă vei călăuzi cu sfatul tău, apoi mă vei primi în slavă. Pe cine altul am eu în cer afară de tine și pe pământ? Nu-mi găsesc plăcerea nimeni decât în tine. Carnea și inima pot să mi se prăpădească. Sunt limitat. Fiindcă Dumnezeu va fi purrea stâncă în mele și partea mea de moștenire. Căci iată că ce se departează de tine pierd, tu nimicești pe tot ce sunt necredincioși, cât pentru mine, fericirea mea se mă apropie de Dumnezeu, pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost ca să povestesc toate lucrările tale. Doamne, ajută-ne și nouă! Și închei cu textul din Filipeni, capitolul 2, să nu uităm cuvinte scrise din închisoare. Un om limitat între pereții celulei, poate legat și cu un lanț, scrise unor filipenilor macedonieni săraci, foarte limitați, dar cu un orizont nelimitat. Filipeni 2, versetul 12. Astfel, dar, prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt, până la limita dată. Mântuirea voastră, cu frică și cu tremur, nu numai cât sunt eu de față, ci cu mult mai mult, acum, în lipsa mea. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să fim credincioși până la sfârșit. Amin.